Copiii din Comuna Pristol au o grădiniță nouă, modernă, realizată de administrația comunei printr-un proiect finanțat cu fonduri europene, în cadrul proiectului național de dezvoltare rurală. La eveniment au fost prezente alături de autoritățile locale, cele județene, prin președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu și deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă. Să fie într-un ceas bun. Cu multă sănătate și cu realizări să iese copii pregătiți de aici. Vă poftim înăuntru, copii. Primarul Comunei Pristol, Ion Neamțu, este un om implicat care a dorit să pună pe primul plan educația celor mai mici locuitori ai comunei, deoarece aceștia reprezintă viitorul. Totodată a dorit să sublinieze implicarea și sprijinul oferit de către președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, în toate proiectele implementate în Comuna Pristol. Mulțumesc domnului președinte Aladin Georgescu, domnului deputat Alin Chirilă, pentru eforturile pe care le-au făcut de-a lungul timpului, nu numai pentru acest lăcaș de educație, care în sfârșit sau într-adevăr intră în sistemul județean al școlilor și al grădinițelor. Vreau să vă spun că ne-au sprijinit și ne sunt alături în orice proiect pe care l-am implementat în Comuna Pristol. Și știți foarte bine, sunt zeci de kilometri de asfalt, de drumuri agricole. Urmează, spre bucuria mea, sistemul de canalizare care este aprobat prin Angel Saligny, eficiență energetică la școala gimnazială din comună. Deci îi avem alături și le mulțumim pentru acest lucru. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a atras zeci de proiecte pentru județul nostru. Vorbim despre infrastructură rutieră, de sănătate și, nu în ultimul rând, educația. Acesta a încurajat de fiecare dată investițiile în unitățile de învățământ, cu atât mai mult dacă ele sunt realizate cu fonduri europene. Ca să putem să avem așteptări mai târziu de la copiii dumneavoastră din localitate să facă ceva pentru această localitate, în primul rând, copiii au nevoie de educație. Ca să poți să fii educat, trebuie să beneficieze și copiii și cadrele didactice de niște condiții decente. Sunteți una din comunele unde totul este pus la punct. Aveți rețea de alimentare cu apă, asfalt aproape peste tot, aveți grădiniță nouă, aveți o școală care a fost reabilitată pe fonduri europene. Aveți toate condițiile necesare pentru ca tinerii să rămână în localitate, să învețe aici, să vă vină cadre didactice. Felicit încă o dată pe domnul primar, pe domnul viceprimar și pe domnii consilieri pentru că au grijă de sistemul educațional. Iar eu, împreună cu colegii mei, așa cum până acum am fost alături de Comuna Pristol, ne arătăm în continuare susținerea față de această comună și cea mai bună dovadă este că și astăzi, la un moment important pentru comunitatea dumneavoastră, am venit însoțit de domnul deputat Chirilă și toți colegii mei din Consiliul Județean și din PSD au fost, sunt și vor fi alături de Comuna Pristol. Obiectivul de investiții are o valoare de 270.000 de euro și a presupus atât construirea grădiniței, cât și amenajarea spațiului exterior, cu mobilier specific și covor de protecție. Deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, a susținut mereu proiectele din județul nostru și l-a felicitat totodată pe primarul Comunei Pristol pentru toată activitatea, iar astăzi mai cu seamă pentru inaugurarea acestei unități de învățământ. Vreau să mulțumesc domnului primar pentru ocazia de a participa la un eveniment atât de important în comunitatea Comunei Pristol. Îl felicit pentru toată activitatea dumnealui și, nu în ultimul rând, pentru realizarea și ducerea bun sfârșit a acestei lăcași, care pentru viitorul acestei comune, pentru a învăța acești copilași, este foarte important. Domnul primar este un om foarte gospodar și, după cum vedeți, se apleacă pentru toate categoriile de probleme în aceste comunități. Această grădință care pentru viitorul comune este foarte importantă, de ce? Fiindcă copilașii acestei comune au un mediu foarte bun pentru a învăța.
Să le dea Dumnezeu sănătate acestor copilași, să asculte de părinți și de educatori. Modernizarea infrastructurii sistemului educațional poate reduce riscul abandonului școlar în mediul rural și chiar depopularea satelor.